Ceau, dragilor! Mă bucur să vă regăsesc la o nouă pastilă de psiho. Ca de obicei, vă tot reamintesc de bucuria mea de a vă reîntâlni, dar este o reală bucurie să pot să fiu în contact cu voi și să vă transmit o grămadă de informații pe care eu le consider valoroase, pe care nu le-am știut de la început și nici nu le știu pe toate, că nu pot să am pretenția asta. Însă le învăț, le-am învățat pe parcurs și îmi face plăcere să vă retransmit informațiile astea și vouă. În pastila trecută am vorbit despre persoanele vârstnice care sunt în rolul de bunici și acum să vorbim puțin despre un subiect sensibil, să spun așa, despre persoanele acestea vârstnice care sunt în rol de socri, dar nu orice fel de socri, ci socri hiperprotectivi, părinții care au fost hiperprotectivi. Această pastilă nu are intenția de a critica sau de a judeca pe cineva, ci are intenția de a stârni conștientizarea atât în rândul socrilor, cât și în rândul nostru al părinților. Pentru că dacă suntem părinți hiperprotectivi, chiar dacă de copii mici, este foarte posibil să devenim și noi socri hiperprotectivi și s-ar putea ca nici copiilor, nici nurorilor sau generilor noștri să nu le placă. Hai să vedem ce am pregătit. Deși uneori se întâmplă și ca tăticul adultului să fie hiperprotectiv, în cele mai multe cazuri întâlnim o mămică foarte doritoare de control și de protecție. Așa că o să ne referim un pic mai mult la doamne, dar ce trebuie să știți voi este că informația poate fi transferată și domnilor. Și acum, vorbim despre acea mămică care vrea să știe despre toate alegerile copilului, cuplului și nepoților, se implică în aceste alegeri, uneori chiar ajută, iar alteori le sabotează, cu sau fără intenție. Însă chiar și atunci când le sabotează cu intenție, nu înseamnă că este soacra noastră sau mama noastră este o vrăjitoare care ne vrea răul. Nu. De cele mai multe ori face această sabotare cu cele mai bune gânduri și cu cele mai bune intenții. Această soacră sau mămică hiperprotectivă este o mamă care are o nevoie foarte mare de control și asta pentru că este temătoare și vrea să se asigure că totul este în regulă, bineînțeles după părerea ei, ca puiul ei să fie fericit și în siguranță. Ce trebuie să înțelegem noi ca și tineri este că această mămică își găsește starea de liniște știind că ei copii au absolut tot ce au nevoie pentru a fi bine. Sigur că pentru noră sau ginere, acest tip de soacră poate părea intruzivă și chiar deranjantă. Însă, ce putem face? Putem face următorul lucru. Putem să-i adresăm rugăminți, responsabilități pentru lucrurile la care chiar se pricepe, spre exemplu, mâncarea, un anume fel de mâncare. Să-i ascultăm părerile de fiecare dată, chiar dacă după aceea ne luăm singuri propriile decizii. Și, foarte important, subliniez, să o asigurăm că suntem bine și suntem fericiți. Atât noi ca și persoane din exteriorul familiei de proveniență, adică gineri sau nurori, cât și noi ca și copii. Suntem bine, mama, suntem fericiți. Dacă, în schimb, o confruntăm sau ne certăm cu ea sau cu socrii, cu ei, le provocăm o anxietate și mai mare și le activăm instinctul de protecție, așa că o să ne lovim ca de un zid în încercarea noastră de a ne face soacra sau socrul să fie, sau părintele să fie mai detașat de noi. De asemenea, în timpul nostru împreună, noi ca și cuplu trebuie să discutăm și trebuie să fim pe aceeași lungime de undă în abordarea părinților. De aceea, este important să fie cuplul sudat și să cunoaștem acele elemente pe care vi le-am transmis în pastilele anterioare de psiho și acele elemente pe care le subliniază Gottman. Vă amintiți probabil de hărțile dragostei, despre ele vorbesc. Trebuie să ne cunoaștem și să avem o relație foarte sudată ca să putem să creionăm împreună o familie fericită. Data viitoare o să vă învăț despre cum să abordați acești vârstnici din viața noastră, fie că sunt bunici sau fie că sunt socri. Până atunci, fiți buni, fiți blânzi, fiți îngăduitori, vă îmbrățișez!
Ciao!